ortopedia și traumatologia ca și specialitate se ocupă de diagnosticarea și de tratarea afecțiunilor aparatului locomotor, atât cele traumatice cât și cele atraumatice. După cum îi spune și numele, traumatologia se ocupă de diagnosticarea și de tratarea leziunilor traumatice survenite în urma acțiunii diverșilor factori, cum ar fi factori fizici, căderi de la diverse înălțimi, de la același nivel, loviri de diverse sau cu diverse obiecte dure, factori chimici, arsurile chimice, factori fizici, cum ar fi degerăturile, precum și factori infecțioși, infecții bacteriene sau fungice. La Spitalul OCH tratăm o gamă foarte variată de patologie traumatică, plecând de la leziunile cele mai simple, cum ar fi contuziile și entorsele, și terminând cu cele mai complexe, fracturi de diferite grade de complexitate, fracturi închise, fracturi deschise. În sprijinul echipei de ortopedie și traumatologie vine departamentul de imagistică, cu ajutorul căruia putem stabili un diagnostic de certitudine într-un timp foarte scurt și putem trata corespunzător pacientul.